Avem în acest moment o legătură cu fostul judecător al Curții Constituționale, profesorul Petre Lăzăroiu, profesor universitar doctor. Domnule judecător, în momentul de față, faptele sunt prescrise. Este oprită prescripția ta vreme cât domnul Iohannis a fost președinte? Bună seara, noastră și invitaților. Da, părerea mea este că prescripția nu este împlinită. Pentru că președintele s-a bucurat de impunitate. Noi spunem, are imunitate, are o responsabilitate juridică, adică nu răspunde pentru faptele lui pe timpul mandatului. Și curtea a dat numeroase decizii, că au mai fost cazuri. Dar toată chestiunea, și bine ați surprins dumneavoastră, ca să se înceapă urmărirea penală, ar trebui ca niște procurori în baza vechiului dosar din 2014, care constată că s-a luat cu acte, n-au folosit, spune că ei sunt de rea credință, dar toate documentele și instanța spune treaba asta, toate documentele erau invalide. Nu știu dacă spune instanța, că n-am citit ala, dacă spune că erau false sau nu erau corecte. Deci doar pe baza acelor acte se putea începe urmărirea penală. Bun, această urmărire penală s-a întrerupt pentru că era devenit președinte. Dar acum se poate relua urmărirea penală fără ca cineva să poată invoca prescripția răspunderii penale. În opinia dumneavoastră, se va întâmpla acest lucru? Personal nu cred. De ce? Păi așa cum cunosc eu personajele și ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani în justiția românească, nu cred. Domnule Lăzăroiu, dumneavoastră ați fost sunat de la cabinetul domnului Iohannis, dacă mi-aduc aminte foarte bine, de consilierea domnului Iohannis pentru a se exercita presiunea asupra dumneavoastră într-o speță foarte importantă. Ne mai puteți rezuma acest moment? Da, sigur că da. Am spus-o și numai la o televiziune, la mai multe. Am fost sunat de actuala judecătoare de la curte, Semina Tănăsescu, care era consilier personal al președintelui Iohannis, consilier pe probleme de justiție, dacă nu mă înșel, că vrea să discutăm ceva. Și a zis, vin eu la curte sau vin eu la... Nu, zice, prefer să mergem la facultate. Acolo e mai liniște cu toate. Am dus a doua zi la facultate și sigur că da, a zis că are, președintele are o reclamație împotriva mea și că el trebuie să ia o decizie. Și i-am spus, Semina, președintele nu are nicio prerogativă în sensul ăsta. Da, zice, da, el trebuie să dea un răspuns. Și zice, dacă nu, zice, dă un răspuns să vă demită, zice, atunci are probleme cu partea asta, cu presa, cu toată lumea. Dacă vă demite, are probleme cu dumneavoastră pentru că veți contesta. Băi, Semina, cu siguranță voi contesta, dar încă o dată, îți repet, nu are prerogative pentru asta. De? Nu știu. Domnule judecător, nu mai iau în amănunt toată această... Eu mi-aduc aminte foarte bine acea situație, da, dar întrebarea mea este următoarea. Da. Noastră v-ați gândit vreodată să faceți o plângere penală pentru presiune exercitate asupra dumneavoastră? Nu m-am gândit. Eu eram în postura în care eram un demnitar al statului, eram judecător, eram inamovibil și nu era de, cum să spun eu, nu era de statura mea să fac o plângere penală. Eu m-am apărat așa cum spune legea, fără să fac... Ce întreabă Cătălina, aici este ceva foarte important. Faptele greve trebuie să fie conexate. Deci în cazul acesta, vă caută o doamnă din partea domnului Iohannis că avea o funcție, să nu avea o funcție, dar e important că era o funcție din punct de vedere legal. Avea o funcție, că era... Funcție și vine și vă spune ceva care nici măcar nu intră... Ce atribuții avea președintele ca să ia măsuri împotriva dumneavoastră? Dumneavoastră erați la Curtea Constituțională, judecător, și vine și vă spune treaba asta în mod evident pentru a obține ceva, da? Bun, acum întrebarea este, în toate dosarele astea 16 care au fost pe numele familiei Iohannis și ele sunt stinse în felul acesta, întrebarea este, au mai fost situații în care cineva vine și vorbește cu judecătorii, în masă judecătorul la Curtea Constituțională, dar vine și vorbește cu magistrați, cu procurori, cu judecătorii, în așa fel încât lucrurile să fie în regulă? Ei, nu mă gândeam. Altfel nu se explică de ce dosarele au stat atâta timp în nelucrare, pentru că dacă îmi dau eu bine seama, dosarul nu-l viza în mod direct pe președinte, ci pe soția acestuia.
Deci nu era nicio fel de și domnia sa, și domnia sa are o implicare, domnia sa s-a dus la notar personal cu actele false. Deci și domnia sa e implicată în treaba asta, soția cu atât mai mult. Complice, că e complicele soției. Nu era el justiciabil, era soția. Dar să zicem, asta se întâmplă în mod frecvent, de ce să nu recunoaștem? Asta se întâmplă. Domnule judecător, eu n-am pus întâmplător această întrebare pentru că rezultă un comportament al lui Klaus Iohannis și așa putem explica și de ce a durat acest proces 27 de ani, de ce toate lucrurile se duceau la instanța și la parchetul din Alba Iulia. În momentul de față, repet, deci din suma de 300.000 de euro care trebuie înapoiată statului român, domnul Iohannis declară public că și-a mai luat două căsuțe pe care le-a închiriat și din care mai câștigă în prezent bani. Întrebarea mea este dacă acele două proprietăți cumpărate din bani obținuți prin fals mai pot rămâne în posesia soților Iohannis. Câte vreme nu există o anchetă și urmată de un proces de o decizie a instanței care să constate toate aceste lucruri și să-l oblige să le dea înapoi, rămân în posesia. Păi și cine ar trebui? Adică există și instituția autosesizării, că eu m-am săturat de toate plângerile de care le vorbesc domnii magistrați. Parchetul ce face? Parchetul doarme? Și Dumnezeu. Adică, asta e. Important este să se vrea. Și se vrea? Dacă nu se vrea, se poate. Ce s-a întâmplat astăzi, domnule judecător? Decizia dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, ce semnal este pentru Klaus Iohannis? Da, este semnalul că probabil nici serviciile nu-l mai sprijină. Clar. A zis-o dumneavoastră. S-a spus ce legătură între servicii și Înalta Curte. Păi n-au fost protocoale. Ce legătură este? Păi dumneavoastră nu știți foarte bine că atâta vreme, și Băsescu, și Iohannis, câte vreme au fost protejați, nu li s-a întâmplat nimica. În momentul de față, cu alte cuvinte, vă aduceți aminte, în ultimele luni de mandat al lui Băsescu, când era singur la perdeluță și făcea cu mâna așa, exact. La revedere, PDL, la revedere, nu știu ce, e Iohannis în aceeași situație? Cam așa. Cam așa, după numai că el vrea în continuare să candideze, probabil tocmai pentru a mai avea imunitate în continuare. Dar v-ați uitat și dumneavoastră? Nu? Nu. El nu capătă imunitate pentru ce a făcut dacă devine senator. Nu. Da, pentru percheziții, pentru asta capătă imunitate. Nu, băi, și ce? Senatul nu poate să dea un accept pentru percheziție? Și atunci pentru ce vrea să fie președintele Senatului? Pentru putere, pentru influență. Pentru putere, sigur că dacă devine președintele Senatului, se întâmplă ceva, sigur el va rămâne la butoane în continuare. Astea sunt lucruri clare. Adică, de fapt, el urmărește ceva. Poate noi încă nu realizăm ce urmărește. Dar pe aici, pe acolo, ne cam dăm seama ce urmărește. În afară de imunitatea care se poate folosi doar pentru percheziții, urmărire penală și așa mai departe, urmărirea penală cred că e cu acceptul lui... Nu e fără niciun accept. Dacă e la liber. Doar dacă ești ministru, practic, da, se face. Nu, e la liber. Dar cred că este vorba despre influență politică. Deci, domnul Iohannis, cred că prin această poziție de senator, președinte al Senatului, poate visează să fie și premier, habar n-am, domnia sa cred că mai dorește, domnule judecător, să aibă influență politică. Influența politică pe care a avut-o la Sibiu când era primar, influența politică pe care a avut-o la Cotroceni fiind președinte și crede că printr-o astfel de funcție, probabil și de aici zbaterea domniei sale să devină senator, mai poate beneficia de această influență politică. Cu siguranță. Și are toate perspectivele să beneficieze de influență politică, pentru că are oameni în toate structurile. Deci 10 ani de zile sunt 10 ani, nu? Au plecat, nu știu, pe aici, pe acolo, au emigrat în Australia. Sunt toți aici. Da.